frații mei micduși, eu sunt Mihaela și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă vă întrebați de ce filmez așa, este că am schimbat dispozitivul cu care filmam și astfel îmi este mult mai ușor să filmez. Sunt curioasă să-mi spuneți cum este calitatea video și audio după acest clip. Bun, pentru că astăzi am fost să fac niște analize și o să vedeți într-un clip viitor de ce am făcut aceste analize. Am ajuns acasă și am realizat cu stupoare că am de făcut curat. Și cum am de făcut curat, ce credeți? Trebuie să scap și de cutia cu empties. Da. Nu este chiar plină. Nu sunt foarte multe produse, dar... Da, am zis să scap de ele. Astea fiind spuse, la telefon pregătit aici în caz de ceva, pungă pregătită. Ce vreau să menționez în cazul în care aveți întrebări despre ce port pe buze? Port acest minunat ruj. Așa arată el. Este rujul de la L'Oreal I Enjoy. Este rujul de la L'Oreal Rogue Signature. Ok. Asta fiind spuse, îmi deschid aici plăsuța veselă. Și dăm bătaie. Dacă o să mă vedeți că mă uit într-o parte, este pentru că mi-am luat un... am primit, de fapt, pentru pasiunea asta pe care o am, un Canon EOS 2500D și în lateral am viewfinder-ul. Așa că, da, în cazul în care mă uit în bălării. Asta fiind spus, haideți să începem, că deja vorbesc foarte mult pe lângă subiect. Bun. În primul și în primul rând am terminat o cutie de șervețele, așa arată ea. Sunt șervețelele pe care eu mi le iau din Penny Market, știți că le-ați mai văzut la mine. Sunt șervețele cosmetice de 150 de bucăți cu două straturi foarte bune, nimic de zis despre ele. Bun, mai am și un pachet de șervețele umede. Acestea sunt șervețele umede de la Carrefour, le-am avut în geantă, le-am terminat. Nimic de zis șervețele umede, doar că mi se pare că au alcool. Ceea ce is not ok. It's not ok. Ok, mai departe trecem la următorul lucru. Nu știu de ce fac așa astăzi, cred că sunt mult prea fericită. Dar o să vă spun la sfârșitul clipului cel mai probabil de ce. Bun. Următorul lucru, am aici un șampon uscat, este acest șampon de la Nectar of Beauty, așa arată el. Este un șampon marca aceea care se găsește în Carrefour, Nectar of Beauty, ce că ar fi purifiant și a mirosit a lime. A fost bun, nu pot să zic că face ceva wow, a fost bun, doar că eu nu prea folosesc șampon uscat. Ne folosind șampon uscat, mi-este un pic cam greu să mă obișnuiesc cu astfel de chestii, dar na. Dar s-a făcut treaba destul de bine, un pic necăcios, dar a fost ok. L-ați mai văzut voi prin clipurile mele. Am aici o mască tare, tare drăguță pe care voi ați văzut-o deja și ați văzut-o în clipul cu testez mască coreană. Este... o mască coreană Icing Sweet Bar Sheet Mask cu ananas. O mască foarte mișto, mi-a lăsat tenul foarte proaspăt, foarte revigorat, luminos și a corectat defectele, cel puțin defectele de culoare vizibil și a fost foarte bună. Dacă o găsiți, vă recomand, eu am găsit-o în farmacia Tei. Mai departe, am terminat și aceste șervețele umede. Sunt șervețele umede pentru igienă intimă de la Auchan, îmi plac super mult, le-am reprimit pe astea, deși cred că am terminat două, dacă nu mă înșel. Da. Am mai terminat o mască din asta de la Seventh Heaven cu cărbune. Este cu cărbune și zahăr brun. Este o mască de tip peel-off care mi-e place foarte mult, știți că ador genul ăsta de măști. De la Seventh Heaven, în special de la Seventh Heaven, celelalte nu prea-mi plac. Am încercat și Nivea și nu prea mi-a plăcut. Ce am încercat și mi-a mai plăcut a fost cea de la Gerovital, Stop Acne. Și masca aia este bună, dar asta îmi place mult mai mult. Miroase bine, extrage punctele, extrage absolut tot, nu ustură, nu nimic.
is the best. Mai departe, aici am o mască de păr pe care v-am băgat-o eu și în produse care m-au dezamăgit. Este o mască de păr cu lapte de cocos și floare de portocal. Este o mască de la Le Petit Marseille, o mască care nu mi-a plăcut deloc și care nu a făcut absolut nimic pentru părul meu. Acum îmi cade mult mai mult, într-adevăr, dar o să vă explic imediat de ce. Dacă nu a făcut nimic pentru părul meu, nu o să mai recumpăr. În afară de miros, nu chiar nimic. Asta a fost în Project Pen, ca să vă fac și update. Masca asta a fost în Project Pen și am înlocuit-o cu o mască de la Avon. Bun. Am mai terminat și o apă din asta micelară bifazică de la Garnier. Este o apă micelară pentru două faze. Este bifazică pentru îndepărtarea machiajului de la ochi și buze. Asta mi-a plăcut foarte mult și am tot recumpărat. În momentan folosesc altceva, dar nu se compară. Curăță foarte bine nostru ochi, este foarte delicat. Îmi place mult varianta asta cu mauve. Mai departe am mai terminat un produs din Project Pen și este vorba de produsul acesta. Este crema de picioare Sedraflon, ușor mentolată, cea care îți hidratează, împrospătează și ușurează picioarele și miroase a mentă. Mi-a plăcut, a hidratat, mi-a dat senzația de picioare ușoare, dar mi-a dat-o pentru că ea este foarte mentolată. Asta este singurul motiv pentru care dă senzația asta. Ce nu mi-a plăcut în schimb este mirosul, pentru că este foarte, foarte strident a mentol. Dacă nu-l suportați, nu vă recomand, dar ea este o cremă foarte bună în sine. Am terminat tot din Project Pen această minunată apă de împrospătare a părului de la Le Petit Marseille, care nu a făcut nimic pe părul meu, are efect de fixativ, efectiv îmi lipește firele de păr. Nu mi-l împrospătează deloc, nu are nici măcar efect de șampon uscat, e ca și cum aș da cu apă cu zahăr prin cap. Nu mi-a plăcut absolut deloc, nu vă recomand, am înlocuit acum cu un balsam de la Sios, tot un balsam pe post de spray bifazic și e mult mai bun. La ăla chiar se vede o diferență, asta în schimb a fost mega nasoală, nu vă recomand. Am mai terminat și un gel intim de la Carefree. Pe asta l-am luat din farmacie, din Belladonna, a fost 11,50 lei. Mi-a plăcut, a curățat destul de bine, nu mi-a provocat iritații, nu absolut nimic, un săpun pentru igiena intimă. Un alt produs din... Nu era din Project Pen. Un alt produs pe care m-am chinuit să-l termin este acesta de la Aven. Este Aven Cleanance Expert Cleansing Gel, e atât pentru față cât și pentru corp, pentru puncte negre și coșuri. Pe față îl foloseam când și când pentru că mi-a uscat fața foarte tare, dar pe gât și pe decolteu a fost mană cerească vara asta, pentru că îmi apar și pe aici coșuri de la căldură și da, a fost chiar foarte bun pentru restul corpului, dar pentru față nu. Mi-a uscat pielea mult prea tare și dacă aveți tenul uscat, aveți grijă că vi-l agresează destul de rău. Mai departe, am terminat și un gel de duș, am terminat acest gel de duș de la Elmi Plant. Este gelul de duș Cotton Fresh, de fapt este o cremă de duș, gel de duș crema, a avut 400 de minute și mi-a plăcut foarte mult. S-a terminat cel mai repede dintre toate gelurile de duș pe care eu le am. Încă miroase și miroase demențial, îmi lăsa pielea atât de fină, moale și catifelată ca de bebeluș și l-am folosit, doamne, deci îmi făceam baie doar ca să folosesc gelul ăsta de duș. Se simte pielea foarte hidratată, nu are parabeni, nu are parafine și coloranți. Este un gel de duș pe care eu mi-l voi recumpăra după ce mai termin ce am, bineînțeles. Un alt gel de duș care mi-a plăcut este acesta din gama Senses de la Avon. A fost gelul de duș Peaceful Reflection Oriental Orchid and Raspberry și a mirosit genial. Nu mai este cazul să vă spun că eu ador cremele astea de duș de la Avon, efectiv le ador, îmi plac foarte mult, atât mirosul cât și cum rămâne pielea după ce le folosesc. La fel mi-a plăcut și ăsta.
Mi-a plăcut mai mult cel cu orhidee, sincer. Dacă orhidee normală, nu orientală. Era unul pe roz care avea și orhidee și bla bla. Un produs din Project Pen de data asta este spreul de corp de la Avon, vibrant cu orhidee and blueberry, cică instant freshness plus vitamins, da, da, să credeți voi. Mi-a plăcut foarte mult cum mirosea. Eu mă dădeam pe picioarele înainte să ies afară și pe mâini și pe corp și nu mai foloseam parfum. Îmi plac foarte mult chestiile astea vara pentru că au un miros de flori, de fructe și sunt mult mai legere decât un parfum, mai ales că nu ține mirosul de la ele chiar atât de mult. Dar ăsta mi-a plăcut. Cred că e aroma mea preferată după cea cu caisă și gref. Da. Mi-a plăcut super mult. Pentru că vă spuneam că îmi plac măștile Peel Off de la Seventh Heaven, este că mai avem una de data asta. Băi, deci la asta vreau să vă spun... m-am făcut de... da, nu contează. La asta vreau să vă spun, a mirosit genial. Este cu smeură și rodie și a mirosit criminal. Mă, și acum mai miroase, s-a uscat frumos pe față, a luat absolut tot, mi-a curățat porii foarte, foarte bine. A fost un real răsfăț să o folosesc pentru că a avut un miros atât de demențial, Doamne! Aș cumpăra-o doar pentru miros, nu neapărat că face ceva. Am mai terminat o mască, de data asta această mască, pe care voi ați văzut-o deja într-un vlog. Când am folosit-o și evident că mă urmăresc de toate, Doamne. Este Vulcano Mask Pore Minimizer și atât. A fost bună, mi-a plăcut, a avut ușor efect de încălzire, chiar a fost ok, o recomand. Mai ales pentru persoanele care au pori foarte dilatați. Și pe mine i-am micșorat, dar în general dacă aveți pori foarte dilatați, da, vă recomand. S-a încercat, nu prea e bună pentru persoanele cu ten uscat, dar odată la ceva timp merge. Am terminat și cosmetic în gel de duș și este ăsta de la Avon, care a mirosit mega genial. Extreme, intense, grapefruit and cedarwood, cu grape și lemn de cedar, așa arăta, mai arăt odată. Este Hair and Body și a mirosit genial, face spumă, se hidratează pielea. A spus că i-a plăcut foarte mult și mi-a zis să-l recumpăr. O să arunc acest ulei minunat de la Avon, nu mă încerc să mă mai bat cu el. V-am spus în clipul cu produse care m-au dezamăgit care este problema cu el. Rămâi mega lipicioasă, îmi place să mă dau cu ulei. În momentul ăsta pe aici pe undeva îl vedeți pe cel de la Bio Oil. Îmi place să folosesc uleiuri, dar ăsta nu. Deloc. Mai departe, mai avem un pachet de șervețele umede intime de la Ocean. Îmi plac, le recumpăr mereu. O să arunc acest stick de contur pe care mi l-am luat din piață și pe care l-ați văzut în clipul cu ultima dată Fit Me, când am folosit pentru ultima dată fundul de ten Fit Me de la Maybelline. Miroase a spray de gândaci. Deci efectiv miroase a spray de gândaci. Nu mi-a apărut nimic pe față, nu mi-a cauzat nimic, dar mi-e frică să mai folosesc. Nu luați produse din piață, mai bine le luați de pe AliExpress. Un alt produs care mi-a fost alături vara asta și care m-a ajutat în bătaia mea cu țânțarii este acest produs de la Bros, așa arată el. Este un spray împotriva țânțarilor și viespilor, adecvat și pentru copii. Genial! Și a făcut treaba genial. M-a ajutat foarte, foarte mult. De câte ori mă dădeam cu el, nu mă mai buzea nici în țânțar. Și pe lângă asta, în cazul în care a apucat să te înțepe și te dai cu chestia asta, așa arată ca un spray normal, nu te mai mănâncă înțepătura, which is mega nice. Și nu știu, a fost undeva pe la 10 lei, nici de cum caut anul, dar își face oricum treaba destul de bine. Mai am și o mască de tip șervețel aici, este cea de la Garnier Moisture Plus Aqua Bomb.
știți că îmi plac măștele astea de la Garnier, v-am povestit de ele 1000 de ori, nu știu la care rost să vă mai spun ceva, dar da, este una dintre măștile care mie mi-a plăcut cel mai mult. Vă recomand să o încercați, îmi plac măștile astea de tip șervețel de la Garnier. Mai departe am mai terminat și un pachet de șervețele de machiante. Astea sunt marca Today, le găsiți în Penny Market și au fost Nourishing Cleansing Wipes 3-in-1 Dry and Sensitive Skin, au fost cu orhidee, îmi plac foarte mult șervețelele astea cu orhidee, mai au unele și pe rost, dar nu-mi plac atât de tare. În schimb, pe astea îmi plac, sunt îmbibate în soluție, nu au pic de alcool, sunt mega geniale. Când pleci undeva, e mega util ăsta. Dacă nu mă înșel, l-am avut cu mine când am plecat la munte. Da, deci cel mai da, atunci mi l-am luat. Cu câteva zile înainte să plecăm în concediu și l-am avut la mine. Am mai terminat și o apă termală de la Vichy. A fost foarte bună. Sincer, eu nu prea văd diferența între apele termale. Am avut una de la Balea, una de la Oxian, două de la Balea, una de la Oxian și asta. Toate mi se par la fel și nu am văzut nimic diferit. Dar o foloseam după ce mă epilam și mă iritam, dacă mă epilam cu lama, o foloseam și mai ales pe zonele cu iritații este foarte bună și mai foloseam și în loc de tonic pentru față câteodată. Un alt gel de duș, deci semn că în casa asta lumea se spală destul de intens. Este acesta de la Yves Rocher, din aceeași gamă cu crema pe care am băgat-o în Project Pen, Sherry Bloom Shower Gel. Ăsta mi-a plăcut super mult cum miroase. Haide! Da, deci miroase foarte... ca și cum ai rupe multe florile de cireș din atunci când înfloresc. Ce mi-a plăcut la el este că este un gel ca o mâzgă, pur și simplu roz transparent. Că se mai vede un pic aici. Un roz transparent, îl pui în mână și când îl freci, înainte să se facă spumă, se face o cremă și apoi când o dai așa pe corp, se transformă într-o spumă și miros genial. Pe pielea mea mirosul lui atunci undeva la 2-3 ore. După că, bine, am venit, după ce am ieșit din duș, am venit cu crema de corp și a ținut undeva la 2-3 ore. Am mai terminat și această cremă de la Avon pentru vergeturi. Mă, sinceră să fiu, eu iau cremele astea pentru vergeturi, cum v-am spus și în clipul cu ce produse folosesc pentru vergeturi, le iau pentru că am nevoie de hidratare. Și, în general, produsele pe care scrie pe ele anticelulită vergeturi au și uleiuri esențiale și îți ajută pielea. Îi dă elasticitate, o face mai moale și așa mai departe. Pentru că în lupta mea cu vergeturile am învățat că cel mai important lucru este exfolierea și atunci, după exfoliere, da, vin și cu o cremă de genul ăsta. A fost o cremă care a hidratat și atât. Nu vă așteptați să facă minuni, v-am vorbit despre ea și în acel clip. Am aici un antiperspirant care mi-a plăcut foarte mult, este cel de la Adidas 6-in-1. Cool and Care, 48 de ore antiperspirant cu 0% alcool. A mirosit foarte mișto, a mirosit dulce pudrat, exact mirosul care îmi place mie și m-a protejat. Și când spun protejat, spun că am ieșit afară pe căldurile alea mari, imense, în maieu și nu aveam baltă la sub braț sau în tricou. Într-adevăr, nu o blochează transpirația, nu o blochează de tot, pentru că ar fi God fucking no way. Nu căutați antiperspirante care să oprească transpirația de tot, pentru că nu e ok. Corpul are nevoie de să transpire, dar să nu pută, românește. Ăsta, în schimb, a protejat pe o perioadă foarte lungă de timp, nu a fost nevoie să-l reaplic pe parcursul zilei. Pur și simplu mă dădeam dimineața, plecam să-mi fac treaba și încă se simțea mirosul și nici nu transpiram abundent, ceea ce e foarte ok. Bine, în general eu nu prea transpir abundent, dar a fost ok.
Plus de asta l-am luat din Penny Market, l-am găsit la o reducere și a fost 7 lei. Ceva pe acolo. Am terminat și vestitul Fond de Ten Fit Me pe care l-am pus într-un videoclip. L-am terminat, s-a dus. Este un fond de ten mat cu acoperire foarte mică din punctul meu de vedere, dar nici nu aveam nevoie de mai mult. Doar că, din păcate, a trebuit să-l folosesc doar în perioada foarte caldă și pe deasupra cremei cu SPF, pentru că eu am tenul uscat și atunci nu pot să folosesc fonduri de ten mate. Asta e, se întâmplă, nu am cum. Dar pe asta am putut să-l folosesc vara asta fără niciun fel de problemă. Crema cu SPF de dedesubt, fondul de ten pe deasupra și a funcționat perfect. Plus că n-am mai avut nevoie de pudră. Mi-a plăcut, am avut nuanța 105. Matte poreless. Poreless nu. Eu nu am porii foarte mari, foarte dilatați, chiar dacă i-am, I don't care, dar vă spun că nu a făcut chiar poreless, cum spun ei, dar de bun este bun. Dacă vă doriți un fond de ten ușor mat, care să aibă o acoperire mică, ușor spre medie și care să nu usuce fața excesiv, îl recomand. Asta pentru tenul normal spre mix. Dacă aveți tenul gras, nu e bun. Deci nu e bun deloc. Am mai terminat și acest rimel de la Avon. Era un rimel mauve și chiar dacă se aude așa, vă spun eu că nu mai are în el. Așa arăta. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit în toată perioada verii, îmi plăcea să îmi fac și genele colorate. Se vedea puțină culoare acolo, nu e un mauve din ăla să-ți sară în ochi, e un mauve închis, dar a fost ok, chiar a fost ok și eu mi l-am luat varianta Hello Color Ultimate Lash Volume Mascara și da, chiar dă volum. Nu alungește, dar dă volum. Am și două rujuri, observ. Ambele de la Ladies. Primul este, doamne cât de groasnic e, Velvet Matte Lip Cream. Nu știu dacă vedeți voi, dar s-a separat, se mișcă ceva aici și nu-l mai folosesc. A fost în nuanța 606, mi-a plăcut foarte mult, un ruj mat care rezistă orice-i face. Efectiv, orice-i face și nu se duce. Doar că dezavantajul lor, din păcate, este termenul de valabilitate care este cam micuț. Și se separă foarte repede. Următorul care s-a schimbat mirosul este acesta. Nu știu dacă îl vedeți, așa. Este high-tech lipstick de la Impala Cosmetic, de la Ladies. Așa arăta el. A fost în nuanța 18 și nu-l arunc că nu îmi place, îl arunc pentru că pur și simplu a expirat, mirose groaznic. Groaznic. Este un ruj hidratant care se așează frumos. Nu ți accentuează ridurile de pe buze, liniile acelea fine de pe buze. Mi-a plăcut foarte mult, doar că din păcate a expirat. Un produs care nu mi-a plăcut deloc este acest creion de sprâncene de la Miss Porty. Nu m-am înțeles deloc cu el și nu o să mai recumpăr creioane din asta de sprâncene de la Miss Porty, pentru că nu își fac treaba. Ba, e prea tare, acum nici nu se mai ia, ca să o vedeți, da? Ba, nu-și fac treaba, ba, se ia prea mult, ba, pătează, nu, no way, nu. Două produse care la fel mi-au expirat sunt aceste două concealere de la Catrice. Așa arată ele. Sunt două concealere care mi-au plăcut foarte mult. Am folosit din ele, doar că nu am apucat să le termin. Asta e folosit atât. Doar că, din păcate, nu am apucat să le termin. Sunt două concealere care mi-au plăcut. Sunt cremoase, acoperă foarte bine. Iar ăsta era special pentru persoanele care au cearcăne colorate și vi le recomand. Catrice Camouflage Cream. Ăsta a fost roz, a fost wake up effect și ăsta a fost anti-shadow. Mi-au plăcut ambele foarte mult, dar au termen de 6 luni și au expirat.
le-am dat în trecut din noiembrie. Am terminat alte două produse de la Catrice. Este vorba despre două farduri. Și haideți să vă arăt cum veneau. Două farduri metalice și de fate. Erau creioane din astea care veneau așa. Le-am terminat pe amândouă. Nu mai are ce praf să iasă de aici. Primul a fost în nuanța Keep Calm and Love Discolor 040. Și al doilea a fost Lavender McQueen 060. Au fost două produse care mie mi-au plăcut foarte mult. Două produse pe care le-am folosit când am vrut o culoare pe toată pleoapa. Și un tuș. Mi-au plăcut mult. Nu știu dacă se găsesc individual. Eu le-am din advent calendarul pe care l-am primit anul trecut de ziua mea. Și ultimul produs din cutie și v-am lăsat. Este vorba despre o ojă de la Cien, așa arată ea. Cien Chromatic Green with Metallic Effect. V-am spus care e faza cu ea și în produse care m-au dezamăgit și ați văzut că atunci am aruncat-o direct în cutia de empties pentru că nu rezistă pe unghii, nici măcar nu se usucă pe unghii. Adică te-ai dat cu ea, după jumătate de oră dacă ți-atingi mâinile, pur și simplu se cojește așa și când ai ridicat se ia de pe toată unghia. Nu îmi place. Am mai avut oje de la ei și au fost bune, într-adevăr nu în nuanțe metalice, dar asta nu mi-a plăcut absolut deloc și am decis să o arunc pentru că am alte oje. Bun, asta fiind spuse, ăsta a fost clipul meu cu empties și în cazul în care erați curioși sau curioase de ce sunt eu așa de happy și pe repede înainte, sunt două motive principale pentru care sunt așa. Și vă spuneam și de analize la început. Unul este că am primit o cameră cu care să pot filma profesional și aștept să-mi lăsați în comentarii cum vi se pare calitatea imaginii și a sunetului. Și al doilea lucru este că sunt însărcinată în 5 săptămâni și astăzi am fost să fac ultima analiză de beta-HCG. Aștept să iasă, sper să fie totul ok și să am o veste bună pentru voi. Și da, de acum încolo ne vom vedea și cu vloguri de graviduțe. Și asta fiind spuse, sper că v-a plăcut acest clip și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un thumbs up și nu uitați că mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul emiosifbeautyvlog. Până data viitoare, eu vă doresc o zi cât mai minunată. Bye!